La 23 de ani, Camara a devenit tată pentru prima dată, iar la 27 a divorțat tot pentru prima dată, relație consumată cu mulți ani în urmă. Stephanie Sara este fiica artistului, despre care nu se știu prea multe detalii, însă cu trecerea timpului, se pare că acesta nu se mai ferește și chiar a vorbit despre relația pe care o au cei doi. Cu ce se ocupă tânăra, dar și ce talente moștenește de la tatăl ei? Ei bine, Camara a făcut declarații neașteptate. Când ea s-a născut, imediat au venit alte responsabilități, totul a venit brusc. La 27 de ani am divorțat, din păcate. Nu ne mai înțelegeam și nu avea sens să coexistăm pentru nimic. În prezent, mă înțeleg minunat cu Stephanie. Avem o relație foarte deschisă și povestim aproape orice. Este minunată, a mărturisit Camara într-o emisiune TV. Totodată, Camara mai povestește că fiica sa este la Facultatea de Arte, secția foto-video, și că i-a cunoscut și iubitul, un tânăr care are aceleași pasiuni ca ea. Este o fată foarte deșteaptă. Face foto-video, este la facultate cu iubitul ei. S-au mutat deja împreună. Îmi place de el. Se ocupă cu aceeași sferă, este foarte ok. Am o relație foarte deschisă cu ei și mereu i-am spus să aibă grijă de ea. Ca și mine, are ciudățenile ei. Face poze, montaje, ceva ce nu toată lumea înțelege. A ales cu cap tot ce a făcut, a mărturisit Camara. În urmă cu ceva timp, Camara a vorbit despre traiul nu tocmai ușor din copilărie și a declarat că își dorește ca cei doi copii ai săi să aibă o viață ușoară fără probleme. Când a venit Leon, m-am trezit și mai mult la ceea ce sunt, pentru că de mic nu am avut timp pentru mine, eu i-am crescut pe frații mei mai mici. Tata a murit de tânăr, eu aveam 7 ani, a trebuit să iau frâiele în mână. Mama se ducea la muncă, așa că nu prea am avut copilărie. Am prins secvențe de distracție de copilărie. Făceam multe năzbâtii, dar odată cu faptul că tata a murit, s-au schimbat multe lucruri, am avut multe responsabilități, mărturisea Camara în urmă cu ceva timp.